Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu este situat la câțiva pași de cele mai importante instituții din Gorj, deși pe lângă el trec zilnic persoanele care conduc destinele județului și chiar parlamentarii care au birouri în zonă, nimeni nu a mișcat un deget pentru a restaura monumentul sau mulțumit să-l cârpească. Acum se caută bani să fie reabilitat. În acest moment, Primăria Municipiului Târgu Jiu are identificate două surse financiare pentru a duce la bun sfârșit acest proiect. Din fonduri structurale, proiect la care suntem aproape de finalitate, și o altă sursă este de la Guvernul României prin Ministerul Culturii și Institutul Național de Patrimoniu. Un proiect de restaurare a fost realizat în urmă cu 2-3 ani, deci avem o bază de pornire, am cerut deja să se emită certificat de urbanism și să pregătim dosarul și pentru alternativa din fonduri structurale și alternativa din fonduri de la guvern. Proiectul nu este gata, iar municipalitatea nu știe de câți bani este nevoie. Nu vă pot spune în acest moment de câți bani este nevoie, pentru că proiectul nu este finalizat, ca reactualizat. Mă refer, nu este reactualizat și nu este finalizat acest proiect. Mi-aș dori să reușim din fonduri guvernamentale, pentru că prin experiența pe care au și specialiștii care există la nivelul Ministerului Culturii, al Institutului Național de Patrimoniu, vom reuși să fim beneficiarii unui proiect de restaurare, cred eu, mult mai aplicat. În Gorj există aproximativ 500 de monumente istorice aflate în evidența Ministerului Culturii. Cele mai multe dintre ele sunt la un pas de a se prăbuși sau sunt înconjurate de buruieni. Culele sunt pe cale de dispariție, bisericile din lemn stau să se prăbușească, iar în zona castrului roman pasc vacile. Mausoleul Ecaterinei Teodoroiu este plin de crăpături, iar la o privire atentă se poate observa cum găurile au fost astupate cu ciment. Monumentul prezintă scene din viața și activitatea militară a Ecaterinei. Astfel, pe fațada dinspre miază zi apare un tablou care prezintă copilă a eroinei în satul său natal Vădeni, iar pe latura opusă apare Ecaterina Teodoroiu salutată de cercetașii din rândul cărora a făcut parte. Celelalte două fațade o prezintă pe eroina de la Jiu în război, pornind la atac și la sfârșitul vieții, când este purtată pe brațe de soldați spre locul de odihnă. Cele patru colțuri ale sarcofagului sunt străjuite de femei îmbrăcate în costum național, care țin în mâini câte o cunună de laur pentru faptele ei.